undeva prin Mexic. Ne-am teleportat acum. E pus să râd. Bogdan vrea să vadă prima reacție a Dorinei când îl vede pe Cătălin, alter ego-ul lui. Doamne. Ce faci, Mir? Da? Doamne, cum ești? Ce părere ai? Ai deci după creț. Emisiune măcar nu rămâne. Măcar ai părul creț, cum l-ai natural, dar nu se vede. Mă îmbrac așa după emisiune? Nu. Nu? Crezi o spire în urmă? Nu, nu. Îl recunosc eu după ochi și după zâmbet așa, dar nu cred. Șeful sub acoperire vrea să testeze noua lui înfățișare cu una dintre cele mai importante persoane din viața lui, bunica. Doamnă, să ieșiți la poartă, că am venit cu colegi. Profitând de faptul că îi trimite des cumpărături pe care le face online, Bogdan, alias Cătălin Dragomir, joacă rolul unui curier. PIN-ul aveți? Da, 580. Da. Imediat. Să notez aici. După voce așa îmi par cunoscut. Cum? După voce așa. Par cunoscut. Da? Ce faci, mama? Iubita mea. Mulțumit de rezultatul deghizării, Bogdan Dumitrache renunță la biroul de director și confortul de acasă și se cazează pentru următoarele zile în camere modeste de hotel. Angajații au fost informați că se va filma un documentar despre integrarea în companie a oamenilor rămași fără job în urma pandemiei.